Investițiile care vor fi derulate în anii următori la apa Servalea Jiului sunt acum gândite și proiectate de o echipă de specialiști din Anglia. Firma de distribuție a apei din zona Valea Jiului a semnat recent un contract de consultanță cu firma Halcrow, iar englezii au demarat deja lucrările. Astăzi, conducerea APASERV și o parte din cei din unitatea pentru implementarea proiectului sunt aici la conferința de lansare a proiectului. După cum se știe, APASERV Valea Jiului a început și este în situația în care să demareze partea a doua a proiectului 2014-2020 pe post mediu de 89 de milioane de euro. Discutăm exact fazele și ceea ce trebuie să facem prin faptul ca țelul comun al nostru, terminarea proiectului în 2019, să fie gata. Dacă astăzi suntem două echipe, Halcrow și APASERV, cred că când se va termina această discuție, fiindcă discuțiile vor continua, vor rămâne o singură echipă cu țelul comun ca proiectul să-l ducem la bun sfârșit. Proiectul pentru care firma engleză va oferi consultanță este în valoare de 100 de milioane de lei. Timp de 58 de luni, specialiștii englezi vor face posibilă îmbunătățirea condițiilor de livrare a apei potabile în toate zonele Văii Jiului. Prima etapă este deja finalizată și vizează extinderea rețelelor de apă și canal. Pe viitor vor fi făcute investiții chiar și în interiorul blocurilor. Tot mă întrebați tot timpul când vom face, dacă aducem bani, de ce nu se pierderile? Se reducă pierderile. Se pot, de acum, putem vorbi de reducerea pierderilor în condițiile în care reabilităm rețelele, chiar rețelele interioare. Specialiștii de la APASERV explică lucrările englezilor. Consultantul trebuie să ne elaboreze un studiu de fezabilitate pentru toate investițiile propuse a se realiza în următoarea etapă de programare 2014-2020. Odată studiul de fezabilitate realizat, ei trebuie să întocmească documentațiile de atribuire a viitoarelor contracte de lucrări și vor pune toate documentele le vor așeza în cadrul unei aplicații de finanțare care se depune la București și la Comisia Europeană pentru aprobare. Deci ei ne ajută să întocmim o aplicație de finanțare cu toate documentele până la aprobarea acesteia, inclusiv documentele de licitație. O mare parte a investițiilor viitoare sunt pentru Lupeni și Uricani. Vor fi refăcute și magistralele degradate care duc la pierderi în sistem.